să vă spun că în calitatea pe care o am, am făcut lobby la primul ministru al României, la ministrii cabinetului Boc, și aici pot să vă spun de ministrul transporturilor, ministrul dezvoltării și alți ministri, pentru ca proiecte importante ale mediașului și ale zonei să fie finanțate. Consider că mare parte dintre acestea, într-un viitor relativ apropiat, vor prinde contur. Și dacă doriți, pot să vă dau și exemple. Aici mă refer în principal la Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, acolo unde își vor găsi locul o mare parte din proiectele mediașului și ale zonei, mă refer la infrastructura rutieră, la canalizare și apă. Pentru ultima parte, canalizare și apă, pot să vă spun că licitațiile se vor organiza, să spunem, în cel mult două săptămâni, și asta vă spun pentru că am informațiile respective. Aș vrea în același timp să vă mai spun un lucru. Sunt unul dintre cei care nu abandonează proiectul Centura Ocolitoare a Mediașului și pentru că nu abandonez acest proiect, săptămâna aceasta, mai exact marți, am fost în audiență la primul ministru al României și am cerut sprijin pentru finanțarea acestui proiect. Promisiunea domniei sale este aceea că va face toate demersurile pentru ca într-un termen relativ scurt, mai exact la prima rectificare a bugetului, acest proiect să fie finanțat măcar parțial. Dacă aveți și alte întrebări. Cum ați calificat? Vă mai bate gândul să candidați la primărie, partinând cont de faptul că toate repede să-ți facă în capul primarului toate ce se întâmplă negativ în oraș. Nu știu dacă se pune problema dacă mă bate sau nu mă bate gândul să candidez la funcția de primar al municipiului Mediaș. Eu în urmă cu aproximativ o lună de zile am spus că în cazul în care, în urma sondajului pe care îl voi efectua undeva în luna, știu eu, noiembrie, oamenii vor spune că ar fi indicat să candidez la funcția de primar al municipiului Mediaș, atunci o să-mi depun candidatura pentru această funcție. Dar vreau să știți că nu mi-am propus să candidez împotriva cuiva. Am spus că intenționez sau aș intenționa să candidez la această funcție pentru că eu cred că Mediașul are nevoie de mai multe fonduri de la Guvernul României și nu numai pentru a derula cât mai bine proiectele de infrastructură pe care le are și, de ce nu, proiectele pentru zone verzi, pentru locuri de joacă și nu numai. Acestea ar fi poate principalele motive pentru care, în cazul în care oamenii ar spune că vor ca eu să candidez la primăria Mediaș, acestea sunt motivele pentru care mi-aș anunța candidatura pentru funcția de primar al Mediașului. Sigur că în ultima perioadă primesc tot mai multe întrebări de genul dacă există o rivalitate între mine și actualul primar al municipiului Mediaș. Eu aș vrea să știți un singur lucru. Dacă ar exista o astfel de rivalitate, atunci ar însemna ca eu, în calitatea pe care o am, să încerc să-l obstrucționez, așa cum de astfel se face și în sport. Să obstrucționez proiectele Mediașului pentru a arăta că imaginea Mediașului este neputincios. Nu am făcut acest lucru și nu îl voi face niciodată. Și vin cu un simplu argument. Pentru că e clar pentru noi toți că avem nevoie de fonduri pentru a dezvolta infrastructura rutieră în principal, am cerut audiențe la primul ministru al României, la ministrul finanțelor, la ministrul transporturilor, la ministrul dezvoltării și la alți miniștri pentru a încerca să rezolv aceste probleme. Vreau să știți că la majoritatea întâlnirilor l-am invitat alături de mine și a fost cu mine și primarul municipiului Mediaș.
Deci nu poate cineva să suspecteze faptul că în mandatul meu am pus piedică vreunui proiect al Mediașului sau al oricărei alte administrații, indiferent de culoarea politică a primarului.